Așa cum știți, astăzi are loc acțiunea Donează sânge, salvează vieți. Este o acțiune inițiată de Tineretul Național Liberal Câmpia Turzii, în colaborare cu Asociația Liberalize Comunitate și cu Centrul de Transfuzie Regional Cluj. Am dorit să continuăm o tradiție existentă deja la Câmpia Turzii și anume donarea de sânge, astfel că Tineretul Național Liberal a venit cu această inițiativă sub numele de Donează sânge, salvează vieți, acțiune care se bucură de sprijinul domnului primar, care este și președintele PNL Câmpia Turzii și președintele ACL, și dorim să continuăm această inițiativă cu cel puțin 3 sau 4 campanii pe an. Am primit un sprijin foarte mare atât din partea doamnelor de la Centrul de Transfuzie Regional, cărora vrem să le mulțumim pentru tot sprijinul oferit. Considerăm că este o oportunitate foarte bună pentru donatorii de sânge să doneze aici cu Via Turzii și să nu trebuiască să meargă de fiecare dată la Cluj, la Poca, pentru a face acest gest nobil. Încă de la prima ora dimineții ne-am bucurat de un număr foarte mare de donatori. Donarea va continua până în jur de ora 12:30, dar aproximăm că numărul va fi unul pe măsură, astfel încât și doamnele doctor de la Centrul Regional să-și atingă scopul propus cu donarea de la Câmpia Turzii. Sunt astăzi aici nu în calitate de primar al municipiului Câmpia Turzii, ci în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, de o parte și în calitate de președinte al Asociației Liberalism pentru Comunitate, asociație care s-a implicat în mai multe proiecte umanitare din municipiul nostru. Și cum zicea și Georgiana mai devreme, activitatea pe care asociația o are în acest sens este una deja din care continuă de câțiva ani de zile. Cred că suntem la a treia sau a patra donare. Iar demersurile pe care colegii noștri mai tineri de la Tineretul Național Liberal le-au făcut este ca urmare a faptului că în urmă cu sau la donările trecute, multă lume nu a ajuns să mai doneze, deși și-ar fi dorit să facă acest lucru. Nu vă ascund de asemenea că am luat hotărârea de a sprijini această campanie și datorită faptului că, din nefericire, tineri din municipiul nostru au fost implicați în diverse accidente rutiere sau au existat copii pentru care s-au făcut campanii de donare de sânge, astfel că considerăm că tradiția trebuie continuată la Câmpia Turzii, pentru că trebuie să recunoaștem că la Câmpia Turzii era un adevărat bazin de donatori de sânge. Și atunci am zis că această acțiune, care se dorește ca de 3-4 ori pe an să facem astfel de acțiune, este una benefică pentru municipiul nostru. O susținem în totalitate. Felicit pe Georgiana Sima și pe Tineretul Național Liberal pentru implicare. Și vă așteptăm și la următoarele activități. Vreau să știți de asemenea că nu doar la Câmpia Turzii se întâmplă acest lucru, și la unitatea militară, la baza aeriană 71 General Emanuel Ionescu, există o acțiune similară. În desfășurare, pentru că lumea din Câmpia Turzii a înțeles câtă nevoie este de sânge. Și pentru asta le mulțumesc și lor, cetățenilor municipiului Câmpia Turzii, pentru faptul că au venit într-un număr atât de mare, surprinzător de mare, îmi este teamă că nu vor reuși să doneze toți până la ora la care dumnealor, cei de la Centrul de Transfuzii, își încheie activitatea. Le mulțumesc și celor de la Centrul de Transfuzii pentru implicare și că au răspuns afirmativ invitației noastre.